Bună seara, dragii mei, sunt Arotela. Bună seara, bună seara. Cu etalare pentru cei cu soarele în Venus ascendent, nodul nord în fecioară. Deci nu doar pentru soare în fecioară, ci pentru cei care aveți aceste aspecte, inclusiv progresive, dacă vreți. Sper să fie mai bine că Racu și Leu în ultimile luni sunt foarte încărcate și Leu, într-adevăr, cu Saturn în opoziție, își cam primește karmele. Cei din zodia leului, dacă au greșit cumva, își cam primesc plățile, dacă n-au greșit, își primesc cadourile. Dar e o energie destul de intensă. La voi, că poate aveți planete în leu și, eu știu, aveți și voi ceva de plătit, vreo karmă, ceva. În fine, eu vă doresc bine. Fecioară, soare, lună, Venus, ascendent, nodul nord, fecioară. În primul și în primul rând, aici a apărut o carte. 1. Unul înseamnă să manifestați. Manifestați înțelegerea. Ascultați-vă intuiția, ascultați-vă inima. E o chestiune foarte interesantă. Una este să asculți și alta este să auzi sau să înțelegi. Și ca să înțelegi, trebuie să asculți și să auzi cu o inimă iubitoare. Atât timp cât inima e blocată, 1 și 10, interesant, schimbare. Și cineva vrea să dăruiască niște cadouri cuiva. Eventual un bărbat unei femei. Dar nu obligatoriu. Mai vedem. Mesaje. Cea mai bine plus 9 de spade. Stres, gânduri, nopți nedormite. Poate că cineva nu doarme bine noaptea, se gândește. Sau stă treaz, trează ca să nu stea de vorbă cu aceste fantome gânduri. Zic fantome la modul metaforic. Să sperăm că nu sunteți chiar bântuiți de. Nu vă mustră. Opa! Pe cineva? Mustră conștiința. Pe o persoană o mustră conștiința și alta se simte învinovățită. E o diferență de nuanță. Poți să fii învinovățit pe degeaba, dar dacă cineva vă acuză pe degeaba sau va acuza pe degeaba, posibil să-i mustre conștiința. În fine, ar fi bine. Mai ce carte! Acum mă uit la ea în detaliu. Aș zice că este diavolul care stă și ordonă spiritelor sale, echipei, slugilor, să chinuie o persoană mental noaptea. Dar în ce sens o chinuie? Repet, cu gânduri. Pentru asta, dragii mei, trebuie să faceți meditație. Dacă e altă persoană care, să zic, poate își face griji pentru voi, poate nu e vorba de vinovăție, vom vedea ce alte cărți apar, poate își face griji pentru voi sau pentru ei, și o persoană pe care o cunoașteți. E o situație destul de grea prin care trece. Sau pur și simplu, e o chestiune care ține de bani, de moșteniri, de familie, 10 de monede, poate căsătorie sau poate neamul din care veniți. A cuiva. În spatele acestei 10 de monede, 5 de spade, conflicte, jocuri mentale, argumente, discuții. Pentru ce? Pentru o poziție financiară importantă. Sacrificii eventual pentru această poziție și interesant, știți ce văd? S-a sacrificat și o dragoste. Apare o dragoste care stă în stand-by, atârnă această dragoste de un fir de păr, cum se zice. De ce? Din cauza că cineva ține la o anumită poziție financiară sau se lasă influențat la 5 de spade, poate să fie influență mentală, cum am zis și mai devreme, de o falsă stabilitate, de tradiții, de obsesia pentru bani. Și monedele reprezintă Taur, Fecioară, Capricorn, semnele de aer, semnele de aer, în fine, apare semnul peștilor, gemenilor, în mod special. E o dragoste refuzată. Cineva a refuzat o dragoste, 4 de cupe. A agățat un cui. Pentru ce? Pentru această poziție financiară? Un anume tip de egoism, 5 de spade. Probabil învățat sau văzut acasă.
Sau la job, 10 de monede poate să fie și un job, dar mai degrabă casă. Pentru mine asta înseamnă. Interesant. Apare Marea Preoteasă și izvorul. 22. Să însemne ceva 2. 22 și 2. A, interesant. 22 și 2. Februarie. 22 februarie, fiți atenți, sper să nu să fac pentru portarul 22 februarie, dar mă strădui și pentru 2 februarie să fac. În fine, fiți atenți, vin mesaje ciudate, dar vreau să zic că cineva ascunde accesul la un izvor al tămăduirii. Eu asta aud. Pentru cine o fi mesajul este? Pentru că vorbim despre zodia Fecioare, vorbim de vindecare, de tămăduire, mai mult sau mai puțin. Și apare izvorul pentru că e în opoziție cu zodia peștilor, Marea Preoteasă, într-o anumită formă, Pești Fecioară în opoziție, dar care se pot, o opoziție care se poate, sau care poate coopera pentru binele altora, aud, nu musai pentru binele vostru. Însă cineva ascunde, interesant, Marea Preoteasă, accesul la... Cu putere, aș spune. Ups! Am zis izvorul tămăduirii, dar cineva își ascunde o putere. Puterea de a vindeca. Interesant. Poate dacă nu știți, trebuie să descoperiți. Dar cum să descoperiți această putere care ține de emoțional, de spiritual, chiar de mental, în condițiile în care altă persoană sacrifică dragostea, în condițiile în care altă persoană se lasă influențată negativ de bani, de dorința de stabilitate. E o chestiune. Dar aici este un stres. Apare și asul de cupe. Ia uitați, l-am văzut asul de cupe. Și l-am pus drăgostiții chiar pe asul de cupe. O nouă dragoste, iau te magicien, cine vrea să manifeste stabilitate, dar probabil că sunt niște influențe negative acasă. Dragii mei, până la urmă, nu casa vă oferă stabilitate, ci ceea ce faceți voi ca oameni. Hai să vedem ce alte mesaje. Ia uite. Streetwise. Scopul, scuze, mijloacele. Energie masculină distorsionată sau feminină distorsionată sau și una și alta, masculin și feminin distorsionat. Versus altă energie feminină înaltă. Marea Preoteasă și puterea și izvorul, vedeți? Fiți atenți la lună plină ce se va întâmpla. E pe 5 februarie. Între timp o să fac portalul 2 a doua. Însă, știți, scopul. Oh, ho, ho. Sper că nu sunteți voi. Dacă ați avut de-a face cu o energie, cu un personaj, cu oameni, grupuri de oameni, în energie negativă, emoțională, pe apă, foarte negativă, care făceau orice ca să obțină ce își doreau. Inclusiv pentru o femeie. Orice erau în stare să facă. Pentru o femeie, pentru bani, pentru cutare, pentru cutare. 3 și cu 6 înseamnă 9. Ar fi cazul să încheiați acest ciclu. Am văzut 9 de spade. Iar mustră de conștiința cuiva. Această carte, o să spun, am mai spus-o de-a lungul timpului, mi-aduce aminte de o melodie, Go Get Us, cântată de un grup de cântăreți, le zic cântăreți, Chilafonic, cine mai era... Mai era Chilafonic, încă câțiva. Muzică de băieți de cartier. Băieți de cartier. Puf, hai să curățăm cărțile. Mesaje pentru diferite persoane. Când vorbești doar de fecioară, vorbești de ascendent, soare, lună, Venus, ce mai fi nodul nord. Dar, dacă ați avut în preajma asemenea oameni, eliberați-vă, transformați-vă, curățați-vă energetic. Uf. Și din acest motiv cineva ascunde o putere și puterea de a vindeca pentru că nu este apreciată în senzația. Da. Pentru că cealaltă persoană face orice pentru bani. Am văzut mentalul, 5 de spade, negativ și obsesia pentru stabilitate, pentru bani, pentru confort. Cuiva, nu știu. Ah! Ah, vai, ce iubesc cartea asta, Horus. Horus, uliul. Ascultați-o, sper să nu uit să pun... am un videoclip despre acest totem.
Și poate învățați ceva, 2 și cu 5, 7. În acest an, că e numărul acestui an, observați. Dar observați dintr-o altă perspectivă, cât mai înaltă. Măi, și cineva vă învață. Studiați un pic simbolurile care sacre, vechi, egiptene. Pentru că Horus ține de mitologia egipteană. E un simbol pe care îl iubesc. Și sper să învățați, nu vă pot face. O să fac. Dar deocamdată ascultați videoclipul despre Uliu, Vultur. De este că trebuie să observați. Dar nu dintr-o perspectivă ascunsă, minionă să zic, limitată, ci de undeva de sus. Observați, și 2 și cu 5 înseamnă 7. Este Saturn, am vorbit de Leu mai devreme, Leu în opoziție cu Saturnul din Vărsător, care își trage carmele. Observați la cei, dacă aveți cunoștințe în zodia Leului, care suportă niște karme pentru greșelile pe care le-au făcut, observați, pentru că o să vină în curând Saturn în Pești. Și pentru fecioare e avertizare. Pentru unele fecioare, nu pentru toată lumea, evident. Saturn vine și cu premii, am spus. L-am studiat foarte bine pe Saturn când mi-a intrat în casa 5-a și a 6-a. Saturn vine și cu premii, dar pentru asta trebuie să munciți. Nu zic că fecioarele teoretic sunt create ca să muncească, dar nu ca să muncească doar pentru ele, ci ca să-i servească pe ceilalți, ca să-i ajute. Interesant, la capătul setului de cărți apare 10 pe care l-am văzut mai devreme, lângă 1. Ascultați-vă inima, eventual. Și, nu mai știu ce era acolo, aduceți-vă voi aminte. Aici, în aceste cărți, 10 vorbește despre conducere, despre a conduce, despre capacitatea de a fi conducător. Dar iar trebuie să discut, ar trebui să mai vorbesc despre Ganesha, zeul cu cap de elefant în mitologia indiană, hindusă. Dar interesant, pentru cineva care își descoperă aceste capacități de a conduce, dar de a conduce onorabil, nu cum era mai devreme, în grupul acela negativ, există o energie feminină care ghidează, cunoscută sau necunoscută, poate nu știți. Poate știți această energie feminină. Bărbat, femeie, nu contează ce sunteți. De o energie feminină care trezește, vedeți ce interesant e, trezește capacitatea cuiva de a deveni învingător, de a deveni conducător. Și iar învățați, observați eventual din ceea ce vi se transmit. Iar, vedeți, iar este o energie feminină care, wow, ce frumos, am fiori, care deschide al treilea ochi al cuiva, al vostru, sper. Dacă voi sunteți unii dintre voi, unele dintre voi, sunteți evoluate spiritual, posibil că voi, pentru că știu că am și fecioare evoluate spiritual aici, poate că voi ajutați pe cineva să se vadă, să vadă lucrurile, să-și vadă potențialul. Reciprocitate și momentul în care se va întâmpla acest lucru, acest personaj va dori să ofere măcar o parte, jumate din cât a primit. De ce? Interesant. Pentru că strategie, Red Fox, astea sunt niște chestiuni care țin de minciuni. Pentru că acest personaj, cineva ascunde o stare de fericire, clar. Dorința de a fi fericit, nu știu de ce ar trebui să ascunzi această dorință, decât dacă ai mulți invidioși în jur, mai ales în grupul acela de oameni negativi. Street boys, street girls. Bad boys, bad girls. Da. Dacă, sper să nu fiți prea mulți care stați în asemenea grupă și din cauza aceasta, dacă aveți asemenea mediu, e normal să ascundeți dorința de a fi fericit, de a manifesta adevărul, de a vă transforma viața. 44 a mai apărut la ceva, nu mai contează. Iar elemente care țin de Egiptul antic și de mitologia indiană, hindusă. Ganesha care vine cu o energie ancestrală. Posibil unii dintre voi descoperiți, ar fi frumos, anul acesta măcar, chiar dacă etalarea în februarie, se poate manifesta în câteva luni, cel puțin anumite lucruri se pot manifesta în câteva luni, ar fi bine.
Anul acesta să învățați, să observați, să creșteți, să priviți detașați lucrurile și să vă conduceți viața și să lăsați acele forțe din trecut să revină și să vă protejeze. Nu știu, sunt multe mesaje. Interesant. Simt că cineva va... E o coroană, dar altfel de coroană. O coroană de flori. Vedeți și acest... Mai, o energie masculină primește o coroană de flori. E încoronat. Dar în ce sens este coronat? Nu cu onoruri vanitoase, cât cu niște haruri. Cu niște binecuvântări. Dar pentru asta trebuie să învățați. Să fiți corecți. Pentru că Horus reprezintă dreptatea, adevărul, lumina... Hai să vedem, soarele meu, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară. Asta am făcut un pic mai multă filozofie. Trebuia să fie talare lungă, scurtă. Iaca! Nu lungă, scurtă. Jumătate de oră maxim. Hai să vedem ce apare. 7 de monede și 9 de monede. Un bărbat și o femeie, face to face. Un personaj care muncește. De obicei muncește. E hărnicuț. Dar e ciudat că în această muncă n-are spor. Sau în acest că e 7 contracte de lungă durată, legături de lungă durată, n-are spor. Și se gândește, bă, să mai muncesc în aceste contracte, în aceste relații, în aceste situații. Uite, persoana asta a stat tot așa. Muncește, dar are reușite. De ce acest personaj are reușite și eu nu am reușite? Și aici o chestie, apropo de 7, învățat. Ia uite, vedeți? Iar e o femeie care inspiră, care arată. Care arată. Iar și aici, o femeie care arată. Cum să-ți conduci? Pentru că 9 duce către 10, dar e mult mai aproape de 10 decât 7. Interesant, exact aici 7. Observați! Stați, observați! Ce este în munca voastră de nu vă aduce rezultatele pe care ar fi trebuit să le aveți? Inclusiv emoționale, spirituale, nu doar financiare, chiar dacă vorbim de elemente de pământ. Apare, da, fecioară, Venus în fecioară, dar orice poate să zicem să fie în fecioară, dar nu obligatoriu. Nouă de mână de persoană evoluată, nu doar financiar, și spiritual și mental, are abundență pe care a căpătat-o prin eforturile sale. Și asta trebuie să învățați voi, unii dintre voi, sau să predați altora, variază de la situație la situație. Pentru că 9 de monede inspiră. 7 de monede, aș spune că absoarbe informația și învață. Mai sunt 2 pași, mai sunt 2 chestiuni, mai sunt 2 detalii sau, eu știu, niște chestiuni. Nu multe. Detalii, aș spune. Sau poate cineva, nu știu, ori voi, ori altă persoană vrea să investească într-o altă persoană care are succes. Simte că, da, 7 de monede ar vrea să investească 9 de monede, pentru că știe că 9 de monede este muncitor, muncitoare, a avut succes până acum. Și atunci dacă investești într-un om de succes, știi că și tu o să ai succes. E o chestiune logică, dar hai să mai vedem. Soare, luna, Venus, ascendent, nodul nord în fecioară, odată. Ia uite, de 2 ori, 4 de cupe, iar ați refuzat dragostea sau regretați ceva, un refuz, o pierdere. Moarte și renaștere, de 3 ori. Unii dintre voi sunteți în plină transformare, alții, eu știu, poate că v-ați transformat. Ioi, nebunul. Nebunul. 7 de spade. Izvorul iar apare la mijloc. E frumos, îmi place. Ați văzut ce cărța nu v-am arătat? 6 de spade. 2 de monede. Exact alea 2 monede care lipsesc până la 9. Dar... și valetul de cupe. Am mai scos așa una în plus. Deci normal trebuia să fie 5. Dar ia că am mai pus 6. Da, valetul de cupe, valetul de monede și stea. Oh, probabil că mai încolo.
Începe să manifestați vindecare, să vă apropiază destinul vostru, steaua. Ce frumos! Să vă apropiază destinul vostru. Dar hai să vedem ce ar fi aici. Cea nebunul. Îndrăzniți! Iar soarele, învățați să aveți credință. Nu doar în voi, în univers, că nu v-ați născut degeaba pe acest pământ și n-ați trecut prin ce ați trecut. Chiar dacă uneori trebuie să renunțați la tot, ca să luați de la zero, băi, chiar se merită. 7 de spade și 6 de spade. Aș vrea să cred că vă eliberați de minciuni cu 6 de spade, că vă eliberați de minciuni, că vă eliberați de oamenii care v-au tulburat emoțional, care v-au afectat stabilitatea, încrederea în voi, poate chiar și financiar. Dar îmi place că centrala a reapărut acest izvor. 22. Unii dintre voi anul trecut, în 2022, ați descoperit acest izvor prin cineva, într-un anume fel, poate o informație, poate printr-o carte, poate printr-un... Iar apare energia feminină, 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 feminină. Mai dați în urmă că parcă a mai fost. Energia feminină are o forță. Dar protejează această forță pentru că nu e pentru oricine. Și forță și calitate și mai multe, și mai multe chestiuni. Nu e pentru oricine. Însă, în această perioadă, sper că nu ați renunțat la acest izvor al tămăduirii pentru alte situații în care bâșbâiți, nu știți ce să faceți, doi de monede. Situații care vă dezechilibrează și emoțional și financiar, vreau să zic, dar e și mental, da? Sper că nu lăsați izvorul în spate pentru situații sau oameni care vă dezechilibrează. Sper. Pentru că atunci va trebui să vă cereți scuze, să construiți, să reconstruiți situația ca să vindecați. Ca să vindecați, ca să mergeți către acest interesant izvorul tămăduirii și vorbim de stea, se atinge mai greu, da? Va fi mai greu să ajungeți la izvor dacă l-ați găsit. Ai. Dar aș vrea să clarific, chiar la capătul se iar spânzuratul cavalerul de bute. Unii dintre voi v-ați întâlnit din roata norocului, o întâlnire de destin, iar apare 10. E o întâlnire de destin, o întâlnire care schimbă destinul, schimbă direcția, da? Busola. Cineva vă arată, băi, stai, că ți-ai pierdut busola. Uite, de fapt, direcția către stea, către nodul nord, către misiunea ta în viață, către vindecare, tămăduire sau calitățile, talentele pe care le ai, este alta, nu aia pe care o mergi. Nu e acea direcție, acea cale. Dar interesant că această întâlnire a venit cu multă originalitate, inovativitate și ceva atracție fizică. Dar foarte multă empatie, foarte multă senzație de acasă, de care ar fi cuvântul? Copilărie regăsită. O senzație de copilărie regăsită. Chiar dacă sunteți oameni maturi, vă simțiți atât de bine ca niște copii. Dar vă simțiți bine împreună. Și lucrul ăsta a venit într-un mod neașteptat, cavalerul de spade. Dar ceva s-a întâmplat, nu știu. E o separare, o distanță cu 6 de spade. Repet, mare grijă dacă ați lăsat în urmă potențialul, vindecarea, izvorul. Și izvorul poate să fie chiar al vostru. Ascultați videoclipul cu apa. E un videoclip cu apa, vă rog frumos. Poate înțelegeți. Va fi greu să recuceriți 5 de băte și cu cavalerul de băte. Va fi destul de greu să le recuceriți. Dacă lăsați prea mult lucrurile să stea în așteptare, iar apare spânzuratul.
Aș fi vrut la voi, la Fecioară, să fie un pic altfel, pentru că și racul și leul au fost destul de greoaie. Hai să vedem. Clarificăm nebunul. Poate se schimbă la clarificări, dar hai să vedem. Nebunul pentru Fecioare. Soarele meu venu să ascende în urmă Fecioară. Nebunul. Ar fi dorința voastră de a o lua de la zero, dar știți că... Mai... Justiția invers. Cineva s-a purtat nebunește. A mințit? Sau a făcut lucruri nebunești și nedrepte? Ca să nu zic ilegale, nedrepte, injuste. Da, justiția invers. Dar apare o dragoste aici. În fine. Pentru unii poate să fie justiția invers și un divorț al cuiva. Și după divorț să vă simțiți nebuni în dragoste, nebuni, așa, liberi. Liberi să manifestați ce vreți. Am văzut mama, am văzut soția cu mama copiilor, soție, am văzut și acest lucru. Poate să fie și un divorț, dar posibil să fie o nebunie a cuiva, în ce sens, nebunie metaforic vorbit, o atitudine riscantă care s-a manifestat printr-o nedreptate. Apare și șapte de spade, care nu e prea corect, cam minte, cam fură cu șapte de spade. Ia clarificăm șapte de spade. Ascunde. Interesant, șapte de spade îmbrăcat în roșu. Un personaj posibil, foarte sexy de altfel, dar care ascunde multe strategii și șmecherele, aș spune. Hai să vedem totuși șapte de spade. Clarificăm. Șapte de spade. Eu am vorbit mult. Vreau să fie calare mai scurtă, dar ia ca cavalerul de cupe. Cineva ascunde un anume tip de romantism. Ia ca așa. Dar aici, vedeți, interesant, frumos ar fi să te duci ca un cavaler cu cupa în mână și să spui, da, uite, asta simt, peștișor în stomac. Bă, peștișor în stomac. Dar nu. Se duce cu această pelerină roșie foarte sexy și cu ceva conflicte, jocuri mentale. Păi da, nu-i corect. Ha. Dar de ce nu? Cui îi este... Asta tot o teamă. De undeva e preluată. Teama că dacă vorbești din suflet, ești vulnerabil, ești mai fraier. Care chestia? Cineva ascunde un anume tip de romantism. Ce mai ascunde? Dorința de împăcare cu valetul de cupe pe care l-am văzut mai devreme și cavalerul de cupe. Pentru că a fost cam a riscat aiurea în tramvai, așa. Cu justiția inversă a riscat, a avut o viață plină de riscuri, de nedreptăți, dezechilibrată, că justiția înseamnă echilibru și, da, și inversă înseamnă dezechilibru. Incorrectă. Și uite, așa s-a învățat să ascundă. Chiar dacă în sinea sa acest personaj... Mai poate să fie, să simtă, poate să iubească, poate să fie și sincer, dar cine îl mai crede după atâta timp de street boy, street girl? Of. Da, dar regretă. Cinci de cupe regretă. Ia uite, ar vrea. Își dorește să inițieze ceva care să îi aducă vindecare, care să-l aducă sau o aducă mai aproape de destinul său, de persoana predestinată. Și eu, persoana aici predestinată cu steaua. Eremitul sunteți voi. Stați și vă gândiți. Ia uite și regele de spade. Stați și vă gândiți. Cinci de spade. Băi, ce sunt jocurile astea mentale? De ce? Când aș putea să fiu sincer sau sinceră? Izvorul. Clarificăm. Ia uite.
Cavalerul de spade a venit foarte repede. Multe gânduri, de-aia a apărut nouă de spade. Multe gânduri la zodia Fecioară, e normal. Wow, ce simt! Vedeți la șapte de spade, care, repet, repede, fugăciosul, mincinosul, hoțul, strategul. Interesant în această carte, am zis, am vorbit despre aspectul său sexy, sexual, dacă e roșu, dar văd ceva nou. Acum că tot a apărut regele de, cavalerul de spade, care mi-arată că totuși ori voi vreți, da, voi posibil vreți să vorbiți cu cineva. Și știți că această convorbire foarte sinceră, foarte directă, vă va vindeca și vă va da acces la acest izvor al tămăduirii. Eventual știți că dacă vreți să fiți lângă o persoană care vă vindecă, vă înțelege, pentru că e 22, vă echilibrează, vă dă stabilitate, 2 și cu 2 înseamnă 4, dacă vreți să fiți cu această persoană sau să o manifestați, știți, ați învățat, ați înțeles, observație, dar e o chestiune care va trebui să o manifestați mai mult, nu doar în februarie, să vorbiți în adevăr. Și asta vreau să zic, în momentul în care a apărut Cavalerul de Spade, parcă a venit și o altă energie, s-a schimbat energia. Haideți să vă explic. Bun. Îmi place să vă explic. Sper să vă placă și vouă, chiar dacă durează mai lung, mai mult. Și interesant, șapte de spade este numărul șapte al acestui al acestui an. Chiar dacă vorbim de perioada februarie. V-ați blocat destinul. Și am vorbit de o întâlnire predestinată cu cineva care vă arată o altă cale. V-ați blocat destinul. Wow, ce fioră! Dar dacă ați discutat cu cineva, dacă ați primit niște informații, acum stați și meditați. Patru de spade e eremitul, varianta mică, uneori pentru mine zodia Fecioare, care stă și se gândește. Mai sunt și fecioare care gândesc, da? Sunt și impulsive, sunt... în fine. Dar toți avem aceste manifestări uneori, dar nu doar voi. Patru de spade. Interesant că acest personaj care a mințit, care a fost nedrept, care a fost nebun, a riscat, da? A riscat. Acum se gândește. Și are în mână această sabie adevărului. Va lăsa și acele gânduri, cu alte cuvinte, va găsi răspuns la întrebările sale. Va înțelege niște lucruri, se va echilibra mental. Și vedem dacă schimbăm acazul, dar în primul și în primul rând va rosti ceva în adevăr. Va vorbi în adevăr. Dar vedeți interesant ce văd și eu? Avem aici, chiar dacă e 22, izvorul, eu zic că altămăduirii e un izvor cu apă și un ocean în mare și spade, gânduri și aici iar spade, iar emoții cupe. Sunteți undeva, poate chiar voi, între emoții, cum a zis, ascultați-vă inima, între emoții și gânduri și stres, echilibrați-vă. Dar am senzația că pentru unii dintre voi, discuția sinceră cu cineva vă va echilibra. Pentru că e greu să te echilibrezi singur, mai ales dacă ai avut mult timp această viață riscantă, nebunească. E greu. Ai nevoie totuși de cineva care îți arată, care te ghidează, te învață, de un profesor. Da? Și am zis, e cineva, e o energie feminină. Ia uite, asul de spade! Cineva vă arată, repet, vă arată că v-ați păcălit. Poate ați păcălit și pe alții, nu știu. Dar... poate nu, poate voi arătați altora, băi, ce faci? Câte confuzii mai creezi? Nu mă șmecherii cu contracte de-astea false sau dezechilibrate. Eu știu, sunt situații, contract care aduce sărăcie și stres, ia uite, balanță care e de fapt dezechilibrată. Cineva măsluiește balanța într-o anumită formă sau a măsluit-o, dar...
Nu ne mai interesează ce a făcut sau ce face acel personaj, ne interesează și cred că și pe voi vă interesează că trebuie să se manifeste adevărul. Oricine ar fi fost dezechilibrat, nedrept, mai spuneți voi câte sinonime vreți, ori trebuie să plătească karma, cum a zis mai devreme, ori înainte să-și plătească karma, ca să scape de karmă, să spună adevărul, ca să-și ușureze plata karmică. 6 de spade. Ia uite, 5 de cupe. Da, bănuiesc că regretă. Regretă. Cine a fost... Nu știu dacă cine a fost incorrect regretă, dar există niște regrete. Cineva plânge. 5 și 6. Plânge că a fost părăsit, părăsită. Păi, în asemenea condiții... Dar aș vrea să iar cupe, iar vedeți, apă, aer, apă, aer. Dacă vă gândiți la cineva, poate și personajul respectiv vă oglindește într-o anumită formă sau într-o anumită variantă. Sunteți între minte și suflet. Trebuie să vă găsiți echilibrul ăsta, între minte și suflet. Centrați-vă, vă rog frumos. Practicați un pic meditația și de-aia observați-vă, detașați-vă o leacă. Detașați-vă o leacă. Practicați un pic meditația, poate ar fi bine să citiți despre lucruri mai profunde care să vă inspire. Acușica, ce mai simt? Varianta cea mai bună a acestor cărți ar fi să lăsați în urmă regretele și să mergeți către soare. Nu? Că 6 de spade merge către soare. Către ce? Trezire. Soare înseamnă trezire, lumină. Căldură. Dragoste. Ia uite ce frumos apar îndrăgostiții. Wow, judecata și împărăteasa. Și regele de cupe. Wow, ce frumos. Și regina de monede. Da, uite, cavalerul de monede. Mai. Deci acea întâlnire de destin chiar a schimbat destinul cuiva sau schimbă. Ia uite, asul de monede. Deci nu, nici nu mai știu de unde să încep. Două suflete pereche care se echilibrează, care pot să manifeste un nou început. Da, pot să fie împreună regele și regina de monede, da, și să-și construiască stabilitatea. Pas cu pas, încet, încet, am văzut 7 de monede, 9 de monede, da, și construindu-și stabilitatea, să, cel puțin acest personaj, mai ales energia masculină, să-și regăsească dragostea, puterea de a iubi, de a crede în femei, de a crede în iubirea adevărată, părăteasa, de a renaște. În ce? Împreună, într-un cuplu armonios, pentru că a trăit situații dezechilibrate. Hai să vedem doi de monede. Și plânge motănelul meu. Nu pot să las afară în ger. Și asta e, o să fiu o mamă toxică, eventual. Nu sunt. Nu sunt toxică, sunt înțeleaptă. Plânge, dar nu poți să las în frig. Asta e doi de monede. Învățați să puneți granițe personale. Cineva nu poate să comunice ce are de comunicat, dar sper să depășiți momentul. Chakra a cincea, vă rog frumos, lucrați-vă chakra a cincea. Pentru că 7 de spade nu prea vorbește. Și trebuie să vorbească din suflet și din suflet să spună și adevărul. Ia uite. Ia uite. 5 de spade, 9 de monede. Păi asta e. Alegeți, măi, ce vreți? O viață în care vă păcăliți sau să vă lăsați păcăliți și nu păcăliți. Vă lăsați influențați de oameni negativi? Go get us, cum am zis mai devreme? Sau să vă lăsați inspirați, nu influențați, o diferență. Una e să fii influențat și alta e să fii inspirat de oameni care au reușite, care au muncit pentru reușitele lor. Pentru casa lor, pentru curtea lor, pentru profesia lor, au muncit pas cu pas. Și inspiră. Da? Trebuie să alegeți. Între 5 de spade, oamenii care bârfesc, care își bagă nasul, care sunt nedrepți, care sunt egotici. Și ego-ul e bun pe acest pământ, dar în alte condiții și altfel gestionat.
Poate chiar energia voastră, nu știți exact. Dar eu zic că ar fi totuși cazul să vă hotărâți la 9 de monede. Din punctul meu de vedere, cât poți să cântărești. 7 de monede. Uf. Este o trădare pe care posibil unii dintre voi o ascundeți. Nu știu dacă e boală, cred că e mai degrabă trădare. E o trădare, e o suferință mare pe care o ascundeți. Ori voi, ori altcineva ascunde de voi o mare suferință, o mare trădare. Dar dacă, repet, cineva v-a trădat, în loc să ascundeți, mai bine ați învățat să puneți granițe personale. Ca să nu mai fiți trădat. Dar asta nu înseamnă să trăiți cu frica în sân. Asta nu înseamnă să rămâneți... Da, 7 de spade. Ah, că dacă o să fiu trădat, dacă... Nu. Puneți granițe personale și investiți, cum am zis mai devreme, 7 de monede în oameni, 9 de monede, care merită. Care inspiră, nu care influențează. Pentru că influența asta ține și de manipulare mentală, de bârfe, de strategii. Dai. Așadar, gândiți-vă. Interesant, acum când termin detalarea, simt că această energie feminină este cea care conduce. Conduce din umbră și e inspirată de energie ancestrală, de o forță ancestrală. Foarte, foarte puternică. Mai dăm o carte, că tot am văzut valetul de cupe. Ce ar mai fi fost după valetul de cupe? L-am pus eu pe aici, dar... Sunt multe. Dacă tot... Ia uite, turnă, situație neașteptată. Că am zis că mergeți înspre stea, valetul de cupe, valetul de monede, vorbiți cu cineva și o... Aș spune că vă redresați, ia uite. Regina de monede, da. Cred că o să alegeți persoana sau persoanele care se respectă, care își cunosc valoarea, care s-au construit de jos. Și cu care puteți să aveți stabilitate. Eventual, dacă voi vă simțiți acolo, doamnelor, care sunteți mai evoluate, care știți așa, cineva posibil să vină cu niște scuze și să încerce să comunice. Da, ia uite. Să comunice că și-ar dori să investească în voi, că vă vede ce... Vă vede... parte din viața lor viitoare. Și mă refer la viitor, adică pe anul ăsta, anul viitor, ceva de genul ăsta. Într-o altă viață. Iar apar cadouri. Da, cu valetul de cupe și valetul de monede, posibil un bărbat să vrea să ofere un cadou ca să fie iertat, probabil. Explicațiile astea probabil că trebuie susținute de un cadou ceva. Mai dăm o carte. Fecioare, soare, lună, Venus, să ascende. Dar fi de ajutor. E posibil că oricineva vă ajută, ori voi ajutați pe cineva, nu știu exact care dintre voi. Dar ia energia feminină, ia energia feminină care ajută. Și dacă ajută, păi merită un cadou, nu? Soare, lună, Venus, să ascende, nu, fecioară. Mai simt nevoia de un mesaj. Make a genuine effort. Pun efort autentic, sincer și arată că îți pasă. Arată că îți pasă. Dacă n-arăți, interesant, exact ce zice aici. Ia uite, arată că cineva ascunde că simte. Păi nu mai ascunde, sau dacă nu sunteți voi, poate că cineva totuși va veni, ia uite. Lucrurile, 22 iar apare, important pentru voi numărul 22. Lucrurile sunt mai profunde. Adică e o chestiune care ține de copilărie, de niște... frici din copilărie, dar concentrați-vă pe dragoste. Iar energia feminină care ajută până și dragonii să se transforme în bine. Care vede binele în fiecare. Ioi, ce-a sărit! Ia uite, inspirație! Apropo de fecioară, da?
Luați acțiune. Luați acțiune, fac și eu ca în engleză. Acționați inspirați, lăsați-vă inspirați și dacă aveți niște tensiuni, niște probleme intense, respirați un pic, meditație, meditație. Și renunțați la control. Sper că v-a plăcut, da? Vă doresc dragoste, pace, creștere spirituală și vă pup numai bine. Ceau, ceau!